cel mai important al celui de-al patrulea congres al Cantaitei din 1936 la 1 mai la Saragoza, Spania. Confederația Națională a Muncii a aderat la Asociația Internațională a Muncitorilor. Conceptul de construcție al Revoluției. Mai întâi oferit fiecarei persoane ceea ce cer nevoile sale, fără a avea alte limitări în satisfacție decât cele impuse de posibilitățile economiei. A doua solicitare de la fiecare persoană a contribuției maxime a eforturilor sale în funcție de nevoile societății, luând în considerare condițiile fizice și morale ale fiecărui individ. Organizarea noii societății după evenimentul revoluționar. Primele măsuri a revoluției sunt declarate desființate, proprietatea privată, statul, principiul autorității și, în consecință, clasele care împart exploatatorii și exploatații. Asuprit și asupritor. Odată ce bogăția este socializată, organizațiile producătorilor liberi se vor ocupa de administrarea directă a producției și consumului. Odată ce comuna anarhistă a fost înființată în fiecare localitate, vom pune în mișcare noul mecanism social. Producătorii fiecărei ramuri sau comerț, întruniți în sindicatele lor și la locul de muncă, vor stabili în mod liber modul în care urmează să fie organizat. Comuna liberă va profita de ceea ce deținea anterior burghezia, cum ar fi hrana, îmbrăcămintea, materiile prime, instrumentele de lucru etc. Aceste instrumente de lucru și materii prime trebuie puse la dispoziția producătorilor, astfel încât aceștia se le poată gestiona direct în beneficiul comunității. În primul rând, comunele vor avea grijă să găzduiască toți locuitorii fiecărei localități cu confortul maxim, asigurând îngrijirea bolnavilor și educația copiilor. Toți oamenii vor fi gata să-și îndeplinească datoria voluntară care va deveni un adevărat drept atunci când ființa umană lucrează liber pentru a acorda asistență comunității, în raport cu punctele forte și capacitățile lor, iar comuna își va îndeplini obligația de a-și satisface nevoile. Desigur, este necesar să creăm, de acum înainte, ideea că primele zile ale revoluției nu vor fi ușoare și că va fi necesar ca fiecare persoană să depună efortul maxim și să consume doar ceea ce permit posibilitățile de producție. Fiecare perioadă constructivă necesită sacrificiu și acceptare individuală și colectivă și nu pentru a crea dificultăți pentru munca de reconstrucție a societății pe care o vom desfășura cu toții de comun acord. Plan de organizare a producătorilor. Planul de organizare economică, indiferent de manifestările pe care le are producția națională, se va adapta la cele mai stricte principii ale economiei sociale, administrate directe de producători prin diferitele lor organisme de producție, desemnate în adunările generale ale diferitelor organizații și de către acestea, controlate în orice moment. Ca bază, la locul de muncă, în Uniune, în comună, în toate organele de reglementare ale noii societăți, producătorul și individul ca celulă, ca piatră de temelie a tuturor creațiilor sociale, economice și morale. Ca organism de relație în cadrul comunei și la locul de muncă, atelierul și consiliul fabricii, de acord cu celelalte centre de lucru. În calitate de organism de relație Uniune-Uniune, Asociația de Producători, Consiliile de Statistică și Producție, care vor continua să se federeze între ele pentru a forma o rețea de relații constante și strânse între toți producătorii Confederației Iberice. Pe teren, ca bază, producătorul din comună, care ar beneficia de toate resursele naturale ale unei demarcații politice și geografice. În calitate de organism de relație, Consiliul Culturilor, care va include elemente tehnice și lucrători care sunt membri ai asociațiilor producătorilor agricoli, însărcinat cu îndrumarea intensificării producției, indicând cele mai potrivite terenuri pentru aceasta, în funcție de compoziția lor chimică. Aceste consilii de cultivare vor stabili aceeași rețea de relații ca și consiliile de atelier, fabrică și producție și statistică, completând Federația Liberă pe care comuna o reprezintă ca demarcație politică și subdiviziune geografică. Atât asociațiile producătorilor industriali, cât și asociațiile producătorilor agricoli se vor federa la nivel național atâta timp cât este doar într-o țară care și-a desfășurat activitatea transformarea socială dacă, aduși la această dilemă de același proces de lucru la care sunt educați, consideră că este convenabil pentru cea mai fructuoasă dezvoltare a economiei, și în mod identic acele servicii a căror caracteristică tinde să o facă prin facilitarea relațiilor logice și necesare între toate comunele anarhiste vor fi federate în același sens. Estimăm că,
În timp, noua societate va putea furniza fiecarei comune toate elementele agricole și industriale necesare autonomiei sale, în conformitate cu principiul biologic care afirmă că persoana este mai liberă, în acest caz comuna care are cel mai puțin nevoie de altele. Comunele anarhist și funcționarea lor. Individul, comuna și federația. Administrația va avea o natură absolut comunală. Baza acestei administrații va fi, așadar, comuna. Aceste comune vor fi autonome și vor fi federate regional și național pentru realizarea obiectivelor de natură generală. Dreptul la autonomie nu va exclude obligația de a respecta acordurile de coexistență colectivă, care nu este împărtășită de simple evaluări și care sunt acceptate pe fond. Astfel, o comună de consumatori fără limitări voluntare, se va angaja să respecte acele reguli de natură generală care, după discuții libere, au fost convenite cu majoritate. Pe de altă parte, acele comune care, refractare la industrializare, sunt de acord cu alte tipuri de coexistență, cum ar fi naturiste și strippers și altele, vor avea dreptul la o administrație autonomă, detașată de angajamentele generale. Deoarece aceste comune nudiste sau orice altă clasă de comune nu vor putea să-și satisfacă toate nevoile, oricât de limitate ar fi acestea. Delegaților la congresele Confederației Iberice ale comunelor anarhiste autonome vor putea încheia acorduri economice cu celelalte comune agricole și industriale. În concluzie, vă propunem crearea comunei ca entitate de coordonare socială generală și administrativă. Comuna va fi autonomă și va fi confederată cu restul comunelor. Comunele se vor federa regional și regional, stabilind și limitele geografice după bunul plac, atunci când este convenabil să unim orașele mici, satele și locurile într-o singură comună. Setul acestor comune va constitui o confederație iberică de comune autonome anarhiste. Pentru funcția distributivă a producției și pentru ca comunele să poată fi mai bine hrănite, pot fi create acele organisme suplimentare care vizează realizarea acestui lucru. De exemplu, un Consiliu Confederal al Producției și Distribuției, cu reprezentări directe ale Federațiilor Naționale de Producție și al Congresului Anual al Comunelor. Misiune și funcționarea internă a comunității. Comuna trebuie să aibă grijă de ceea ce interesează individul. Va trebui să aibă grijă de toate lucrările de organizare, amenajare și înfrumusețarea populației. De cazarea locuitorilor. Se, a articolelor și produselor puse la dispoziția dumneavoastră de către sindicatele sau asociațiile producătorilor. De asemenea, se va ocupa de igienă, statistici comunitare și nevoi colective, predare, instituții de sănătate și conservarea și îmbunătățirea unităților de sănătate mass-media locală. Va organiza relații cu celelalte comune și va avea grijă să stimuleze toate activitățile artistice și culturale. Pentru îndeplinirea corectă a acestei misiuni, va fi desemnat un Consiliu Comunitar, la care vor fi adăugați reprezentanții Consiliului Cultură, Sănătate, Cultură, Distribuție și Producție și Statistică. Procedura de alegere a Consiliilor Comunale va fi determinată în funcție de un sistem în care stabilesc diferențele pe care densitatea populației le recomandă, ținând cont că va fi nevoie de timp pentru a descentraliza politic mitropolele, constituind împreună cu acestea federațiile comunelor. Toate aceste funcții nu vor avea niciun caracter executiv sau birocratic. În afară de cei care îndeplinesc funcții tehnice sau pur și simplu statistice, ceilalți își vor îndeplini și misiunea de producători, întrunindu-se în sesiuni la sfârșitul zilei de lucru pentru a discuta întrebări detaliate care nu necesită aprobarea adunărilor comunale. Adunările se vor ține de câte ori interesele comune au nevoie, la cererea membrilor Consiliului Comunal sau prin voința locuitorilor fiecăruia. Relații și SCHMB de produse. După cum am spus deja, organizația noastră este de natură federalistă și asigură libertatea individului în cadrul grupului și al comunei, cea comunelor din cadrul federațiilor și cea acesteia din cadrul confederațiilor. Trecem, deci, de la individ la comunitate, asigurându-le drepturile de a păstra principiul libertății intangibil. Locuitorii unei comune vor discuta între ei problemele lor interne, producția, consumul, instruirea, igiena și tot ceea ce este necesar pentru dezvoltarea morală și economică a acesteia. În cazul problemelor care afectează o întreagă regiune sau provincie, federațiile trebuie să delibereze, iar în ședințele și adunările pe care le dețin,
Vor fi reprezentate toate comunele, ale căror delegații vor contribui cu punctele de vedere aprobate anterior în ele. De exemplu, dacă trebuie să construiască drumuri, conectând orașele unei regiuni sau probleme de transport și schimb de produse între regiunile agricole și industriale, este firesc ca toate comunele să-și expună criteriile, deoarece trebuie să-și acorde și asistența. În chestiuni de natură regională, Federația Regională va pune în aplicare acordurile și acestea vor reprezenta voința suverană a tuturor locuitorilor din regiune. Ei bine, a început la individ, apoi a trecut la comună, de acolo la federație și, în cele din urmă, la confederație. În același mod, vom ajunge la discuția tuturor problemelor naționale. Deoarece organizațiile noastre se vor completa reciproc. Organizația națională va reglementa relațiile internaționale, fiind în contact direct cu proletariatul altor țări, prin organizațiile respective, legate ca noastră de Asociația Internațională a Muncitorilor. Pentru schimbul de produse de la comună la comună, consiliile comunale vor stabili o relație cu federațiile regionale de comune și cu Consiliul Confederal de Producție și Distribuție, revendicând ceea ce au nevoie și oferind ceea ce a rămas. Prin rețeaua de relații stabilite între comune și consiliile de producție și statistică, constituite de federațiile naționale ale producătorilor, această problemă este rezolvată și simplificată în ceea ce privește aspectul comunitar al acestuia, scrisorile producătorului vor fi suficiente și emise de către atelierele și consiliile fabricii, dând de dreptul ca aceștia să poată dobândi ceea ce este necesar pentru a-și acoperi toate nevoile. Scrisoarea producătorului constituie începutul unui semn de schimbare, care va fi supus acestor două elemente de reglementare, în primul rând, că este netransferabil, în al doilea rând, să fie adoptată o procedură prin care înscrisoare valoarea lucrării să fie înregistrată pe unității din ziua lucrătoare și această valoare să aibă maximum un an de valabilitate pentru achiziționarea de produse. Elementelor populației pasive, consiliile comunale le vor furniza scrisorile de consum. Desigur, nu putem stabili un standard absolut. Trebuie respectată autonomia comunelor, care, dacă consideră convenabil, poate stabili un alt sistem de schimb intern, cu condiția ca aceste noi sisteme să nu aducă atingere, în niciun caz, intereselor altor comune. Obligațiile individualului colectivității și conceptul de justiție distributivă. Anarhismul este incompatibil cu orice sistem de corecție, fapt care implică dispariția actualului sistem de justiție corecțională și, prin urmare, instrumentele de pedapsă, închisori etc. Această lucrare conceptualizează că determinismul social este principala cauza așa numitelor infracțiuni în starea actuală de lucruri și, în consecință, odată ce cauzele care au provocat infracțiunea au dispărut, în cele mai multe cazuri va înceta să existe. Astfel, considerăm, în primul rând, faptul că ființele umane nu sunt rele din fire și că infracțiunea este un rezultat logic al stării de nedreptate socială în care trăim. În al doilea rând, prin satisfacerea nevoilor lor, oferind și spațiu pentru o educație rațională și umană, acele cauze trebuie să dispară. Din acest motiv, înțelegem că atunci când individul nu își îndeplinește îndatoririle, atât în ordinea morală, cât și în funcțiile sale de producător, adunările populare vor fi cele care, cu un simț armonios, dau o soluție justă cazului. Prin urmare, anarhismul își va stabili acțiunea corecțională asupra medicinii și pedagogiei, singurele măsuri preventive cărora știința modernă le recunoaște un astfel de drept. Atunci când un individ, victima fenomenelor patologice, încearcă împotriva armoniei care trebuie să predomine între oameni, terapia pedagogică va avea grijă să-i vindece dezechilibrul și să stimuleze în el sentimentul etic al responsabilității sociale pe care o moștenire nesănătoasă i-a negat în mod natural. Întrebarea religioasă. Religia, o manifestare pur subiectivă a ființei umane, va fi recunoscută de îndată ce va rămâne relegată în tabernacolul conștiinței individuale, dar în niciun caz nu poate fi considerată o formă de ostentare publică sau de constrângere morală sau intelectuală. Indivizii vor fi liberi să conceapă câte idei morale consideră adecvate, toate riturile dispar. Apărarea Revoluției. Admitem necesitatea apărării cuceririlor făcute prin Revoluție. Probabil că capitalismul lor nu se va resemna să fie deposedat a intereselor pe care în cursul timpului l-a dobândit.
Prin urmare, atâta timp cât revoluția socială nu a triumfat la nivel internațional, vor fi adoptate măsurile necesare pentru apărarea noului regim, fie împotriva pericolului unei invazii capitaliste străine, menționat mai sus, fie pentru a preveni contrarevoluția în interiorul țării. O armată permanentă constituie cel mai mare pericol pentru revoluție, deoarece sub influența ei s-ar fi falsificată dictatura care urma să o lovească fatal. În momentele de luptă, când forțele statului, total sau parțial, se alătură poporului, aceste forțe organizate își vor acorda asistența pe străzi pentru a învinge burghezia. După ce ați însușit acest lucru, veți fi terminat munca. Oamenii înarmați vor fi cea mai mare garanție împotriva oricărei încercări de a restabili regimul distrus prin eforturi din interiorul sau din străinătate. Există mii de muncitori care au mărșăluit prin cazarmă și cunosc tehnica militară modernă. Că fiecare comună are armamentele și elementele sale de apărare, deoarece până când revoluția nu va fi consolidată definitiv, acestea nu vor fi distruse pentru a le transforma în instrumente de lucru. Recomandăm necesitatea conservării avioanelor, tancurilor, camioanelor blindate, mitralierelor și tunurilor antiaeriene, deoarece în aer se află pericolul real al invaziei capitaliste străine. Dacă va sosi acest moment, orașul se va mobiliza rapid pentru a face față inamicului, întorcându-i pe producători la locurile de lucru imediat ce și-au îndeplinit misiunea defensivă. În această mobilizare generală, vor fi înțelese toate persoanele de ambele sexe care sunt apte pentru luptă și care se pregătesc pentru aceasta prin îndeplinirea misiunilor multiple necesare în luptă. Cadrele confederale de apărare, extinse la centrele de producție, vor fi cele mai valoroase auxiliare pentru consolidarea cuceririlor revoluției și instruirea componentelor lor pentru luptele pe care trebuie să le susținem la niveluri mari în apărarea ei. Prin urmare, declarăm, în primul rând, dezarmarea capitalismului implică livrarea de arme către comune, care vor fi responsabile de conservarea lor și care vor avea grijă, la nivel național, să organizeze eficient mijloacele defensive. În al doilea rând, în cadrul internațional, va trebui să facem propagandă intensă între proletariatul tuturor țărilor, astfel încât să-și ridice protestul energic, declarând mișcări de solidaritate în fața oricărei încercări de invazie a guvernelor lor respective. În același timp, Confederația noastră Iberică Comunelor Autonome Anarhiste va ajuta, moral și material, toți cei exploatați din lume, să se elibereze pentru totdeauna de tutela monstruoasă a capitalismului.